cu un număr total de 16 consilieri prezenți din cel 19, declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local. Președinta de ședință este doamna Ferdiloana. Azi, pe ordinea de zi, avem un singur punct. Vă spun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la punctul de ordinea de zi. Proiect inițiat de primarul municipiului Sighetul Marmației privind aprobarea atribuirii denumirii academician Mihai Pop 1907-2000, folclorist și etnolog, renumit cercetător al culturilor din sud-estul Europei, pentru podul istoric care face legătura între România și Ucraina prin punctul de frontieră Sighetul Marmației Solotinu. În mapa de ședință avem avizele favorabile din partea Comisiilor de Specialitate a Consiliului Local, precum și un aviz favorabil a Comisiei de Atribuire de Denumiri din cadrul Prefecturii Maramureș. El l-a jucat pe domnul Spiridon Fraia să ne facă o scurtă expunere, să ne prezinte referatul pe care dumneavoastră l-am întocmit și pe care noi l-am avut în apă. Doamnelor și domnilor consilieri, trebuie să stau să auzi în ca să ne distrez. Ne-a n-aș eu din camera. Da. Apăsați. Așa. Doamnelor și domnilor consilieri, duminică 18 octombrie s-ar împlini 105 ani de la nașterea academicianului Mihai Pop. Probabil că și-au pus mai mulți dintre dumneavoastră și am și eu prieteni care au aflat despre această inițiativă. De ce numele academicianului Mihai Pop a atribuit podului istoric care leagă România și Ucraina aici, la Sighetul Marmației? Așa cum v-a spus și ordinea de zi, v-a spus președintele de ședință, această atribuire are loc la inițiativa primarului municipiului Sighetul Marmației, care în virtutea relațiilor excelente pe care le-a dezvoltat în perioada de când este în această funcție cu omologii lui din satele românești din dreapta Prisei, a ajuns așadar să agreeze o propunere care vine de la Asociația Dacia, o asociație social-culturală a românilor din dreapta Prisei, care reunește, practic, toate cele patru asociații care își desfășoară activitatea de mai multă sau de mai puțină vreme pe teritoriul Transcarpatiei. Despre personalitatea academicianului Mihai Pop aveți în mapă o sumedenie de lucruri. Ceea ce este important. Și cred că acest lucru a primat în a propune atribuirea acestui nume podului istoric, este faptul că academicianul Mihai Pop s-a născut în Maramureș, în stânga Prisei, la Glot, comuna Strântura. Copilăria și adolescența și-o petrece la Apșa de Jos, unde tatăl lui a fost preot. Este, cred, nu este lucru acum să mai vorbim despre acest om extraordinar, pe care eu am avut privilegiul să-l cunosc în 1992, împreună cu niște intelectuali din dreapta Prisei, la el acasă, și la vârsta pe care o avea, își amintea și își verifica memoria, de fapt, despre locurile în care și-a trăit copilăria și adolescența. Din aceste motive, pentru că această personalitate marcantă a culturii europene și-a trăit o parte din viață aici, în Maramureșul din România. O altă parte în Maramureșul din dreapta Prisei, am apreciat că se poate atribui această denumire podului istoric care face legătura între cele două țări. Mulțumesc.
proiectul pe care îl avem în mapă. Nu vreau să fac niciun comentariu asupra denumirii podului pe care dorim să o atribuim astăzi, nici a titlurilor personalității, dar aș vrea să pun o întrebare la baza proiectului, atunci când s-a dat drumul la proiectul podului, dacă nu purta un nume sau era denumit generic pod istoric sau... Podul Slatinii. Și dacă nu cumva prevedea la momentul respectiv caietul de sarcini, documentația aferentă podului, nu era denumit cu un nume. Pot să răspund eu. În anul 1999, nume de microfon. În 1999, atunci când s-a aprobat acel proiect Crăduvare, prin care a fost finanțat construcția podului, denumirea exact este podul istoric între Siget, România și Solotvino, Ucraina. Atât. Mai sunt întrebări? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Și pentru că trebuia să facă nume, nu mi-au spus podul. Dacă nu vă supun la vot proiectul, cine este pentru? Unanimitate, proiectul a fost adoptat în forma pe care s-a dus în mată. Nu mai sunt de alte punctători bine adresite, doar și din o să mai rog eu să-mi permiteți ca numele domnului primar să vă invit pe toți, duminică la ora 13, la podul istoric, unde ne vom întâlni cu primar din dreapta Tisei, cu membrii ai Consiliului Local de acolo, cu reprezentanța asociațiilor culturale. Încercăm să creăm un mic moment, o mică solemnitate care să marcheze atribuirea numelui academicianului Mihai Pop podului istoric care leagă Sighetul de Slatina. Deci la ora 13 ne întâlnim în punct.